bună, sunt Emma și sunt introvertită. Surprinzător, propoziția asta n-am zis-o la adunarea alcoolicilor anonimi, ci când am luat parte la cursul de public speaking organizat de cei de la Self Trust, știam că eu o să ieșuez lamentabil în momentul în care o să ies în fața oamenilor și o să încerc să le vorbesc ceva, orice, cât de mic. Și atunci m-am gândit, domne, dacă nu-i poți convinge, zăpăcește-i, adică pregătește-i, spune-le că urmează ceva nu foarte plăcut. Asta am și făcut, bineînțeles că a fost groaznic, dar în timp am exersat și cumva m-am împăcat cu latura asta a mea introvertită, care, deși nu mă ajută având în vedere că lucrez în vânzări, este o parte din mine și o accept. Ultima seară de practică, când ne-am pregătit pentru acest eveniment, unul dintre antrenori ne-a povestit o tehnică, să-i spun așa, care trebuia să ne ajute pe scenă. Și aceea era interiorizarea. Trebuia să te privești cumva pe tine din interior. Și atunci m-am interiorizat, mi-am privit așa fiecare celulă, fiecare țesut, fiecare os. Și prima reacție, primul gând a fost, cred că am scolioză. Al doilea gând a fost, mie așa îmi place să fiu în interiorul meu, mie îmi place să mă pierd în gândurile mele, mie îmi place să pun un perete între mine și oamenii din jurul meu, nu pentru că îi vreau să îi îndepărtez, ci pentru că îmi place foarte mult să petrec timp cu mine și să mă analizez. Cu asta aș vrea să plecați și voi de aici. Dacă aveți un lucru care poate nu este acceptat de societate și trebuie să-l ambalați astfel încât să fie acceptabil, nu o faceți, pentru că este parte din voi. Acceptați ceea ce sunteți. Mulțumesc!